Peste 40 de liceeni din țară și străinătate au participat săptămâna trecută la cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional Video Art. În total, la cele două secțiuni ale concursului au fost depuse 34 de proiecte cinematografice. Juriul ediției a fost format din Radu Olăreanu de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Violeta Gorgos, regizor artistic de la TVR Iași, Emilian Ursep, președintele Asociației Naționale a Cinecluburilor din România și Dave Watterson, președintele în exercițiu al Uniunii Internaționale de Cinema. Au fost înscrise în festival un număr de 34-35 de proiecte cinematografice în cadrul celor două secțiuni, proiecte care au venit din mai multe locuri ale Europei. O bună parte din România, din Ucraina, din Republica Moldova, din Franța sau din Macedonia. Vom încerca să transformăm această manifestare într-un eveniment al comunității noastre din Suceava. Festivitatea de premiere a avut loc duminică în sala Cinematografului Modern din Suceava. Pe lângă premiile de la cele două secțiuni, președintele UNICA, Dave Watterson, a oferit și un premiu special unei echipe de elevi din Piatra Neamț. Dumitru Elena și Ciuc Alin, de la Colegiul Național pentru Rareș și Piatra Neamț. Festivitatea de premiere a inclus și un recital de muzică folclorică susținut de Elena Ailenei, elevă la Colegiul Național Petru Rareș Suceava. Festivalul Video Art este organizat de Colegiul Național Petru Rareș și Clubul Video Art al elevilor colegiului.